Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Mă numesc Anca Ionescu. Și Traian Ionescu. L-am cunoscut pe Traian la o seară de dans, apoi foarte curioasă să văd cu cine am dansat, cum există rețele sociale și Facebook. M-am dus foarte repede să văd cine este Traian Ionescu. Am descoperit o informație destul de frapantă pentru mine, trecuse la fiica mea, Eliza Ionescu. Și am zis, din toată seara aceea, mi-am ales un partener care mi-a plăcut dansul, mi-a plăcut tot, totul a fost perfect și el are o fiică. Era incredibil. Am dat click pe Eliza Ionescu și s-a deschis o pagină cu o cățelușă albă, superbă, pe care o chema Eliza Ionescu. Eliza are 9 ani și jumătate și de când era mai mic, tot le spuneam alor mei că mi-aș dori să am un cățel. Și mama îmi tot spunea că atunci când o să fiu la casa mea, o să pot să mi-l iau ce vreau eu. Și am reținut lucrul ăsta, într-adevăr, iar tot de când eram mic îmi plăceau ciobăneștii germani, câinii lupi. Și asta tot a ținut așa până când, într-o seară, când mergeam cu tramvaiul, ultimul tramvai 41 din seara aceea, s-au urcat în tramvai doi ciobănești carpatini cu stăpânul lor. Și erau superbi. Mai mult decât atât, asemănau cu acești câini vagabonzi pe care îi vedem pe străzi și care, oricât de chinuiți sau nemulțumiți ar fi, până la urmă au o anumită inteligență a câinelui care a trecut prin mai multe lucruri. Și asta era ceva ce admiram foarte mult. Și până la urmă am ajuns să îmi schimb părerea și să îmi doresc într-adevăr un ciobănesc carpatin. Iar la niște ani după aceea am ajuns să locuiesc într-o garsonieră, singur, și să am ocazia să iau un cățel, un ciobănesc carpatin. Acesta a fost Eliza. Am cunoscut-o pe Eliza la prima noastră plimbare în parc. Chiar și asta a fost motivul întâlnirii noastre, între ghilimele. Hai de la o plimbare cu Eliza prin parc. Și atunci am văzut cât de deosebit este un cățel. Eu nu avusesem cățel până atunci. Chiar nu eram de acord cu a avea un cățel crescut într-un apartament. Și încet, încet am descoperit cât de frumos este să ai un cățel și chiar să devină membru al familiei, deși am avut foarte multe altercații despre Eliza și Eliza chiar este membra familiei. Eliza s-a împrietenit cu mine din prima seară, m-a uimit amândoi pentru că au un stil aparte de a se juca, deci la ei este o anumită privire pe care o au amândoi și apoi încep să se joace unul cu altul. Eu am rămas pe margine și am zis, wow, ce se întâmplă acum, pentru că este un fel de răfuială așa între ei doi. Și mai târziu am descoperit că de fapt este joaca lor și au niște mici ritualuri, exact, pe care eu nu le știam și chiar mă fascinează de fiecare dată. Eu, după ce am avut acea pasiune pentru căței de când eram mic, a mai fost un lucru care, poate adițional să spunem, m-a făcut să-mi doresc să am un cățel atunci când am avut și ocazia. Și anume că nu prea ieșeam suficient de mult la plimbare. Iar între mersul la servici, câteodată un stat pe calculator sau la televizor seara și am mai citit poate o carte din când în când, toate astea nu includeau o ieșire în aer liber. Iar un cățel te face să ieși. Dacă ești într-un apartament sau într-o garsonieră, cum am fost când era Eliza mai mică, atunci ea are nevoie să iasă și nu poți să te uiți la ea și să-i spui, știi, astăzi nu ieșim. Iar asta, în timp, ajungi să o simți puțin invers. Pentru că sunt seriile acelea în care te întorci de la servici și ești obosit, mort și nu vrei decât să te culci și ajungi acasă, te uiți la cățel și nu poți să-i spui, știi, mai azi ales, nu. Mai ales pentru că e plină de energie și țopăie când venim acasă. Mi s-a întâmplat de mai mult deodată să fie o asemenea seară, să ajung acasă, să ies cu Eliza la plimbare și să mă remontez. Exercițiul acela de a ne plimba, merge câte 3-4 km poate împreună, e deja cu totul altceva, te face să te deconectezi de la calculator și să vezi lacul, să vezi niște copaci, iar dacă se mai și repede se joacă ce cu tine, cu atât mai mult. Oricum, pe mine Eliza mă surprinde de fiecare dată, mai ales când Traian a fost plecat pentru o perioadă mai lungă. Nu imaginam cât de mult poate să țină un cățel la stăpânul lui. A lipsit o lună de zile. Când mă întâlneam cu Eliza și mergeam la apartamentul lui Traian, ieșeam la plimbare și când ne întorceam, căutam toate camerele să vadă dacă este, dacă s-a întors.
Și în contemplare, o săptămână sau două, a fost la mama lui Traian, a stat acolo și după două săptămâni a ieșit și vrea să ia singură tramvaiul ca să se întoarcă acasă. Ceea ce asta mi s-a părut o imagine sau ceva care vezi doar în filme și eu chiar nu credeam că se poate întâmpla asta și că există o relație atât de puternică între un stăpân și cățeluș. În momentul ăsta, practic, suntem o familie formată din trei. Anca, Traian și Eliza Ionescu. Comment ça va? De Anca Ionescu și Raluca Rădulescu.